Revenim la Asi Express în prima zi din Cambodgia. Concurenții au învățat ce aia Okra Ma și cum se folosește. Rămâne să vedem cine ajunge primul la Gina. Îi aștept pe concurenți. Feribotul este gata de plecare. Primele două echipe care ajung aici se vor întrece pentru amuleta de 1000 de euro și un bonus care o să le placă foarte mult. Tuca palali, tali tali tali, papari tala pala, pala la la. Ai trec țigani, pa pa pa, se duc romani. Hai frumusețe. Am întâlnit cu două fetișoare frumusele, frumușele, am vrut să le iau acasă să le înfiez. Cum te cheamă? Sunt Liviu. Tu ești? Pong. Ting, ting, tong. Song, pong. Tong. S-a lovit aici la cap. Indibau, indibau. Și am zis, din bucata mea de pâine am crescut un om și un câine. Câine era Genu, dacă știți, cu faceșes culcat la comandă. Două păstrăm noi, una ție și una ție. Bine? Bine? Din sărăcia noastră am rupt și noi din 2 dolari, 4 câți, Doamne iartă, m-am avut. Am dat 2 la fete și am rămas 2 și noi. 2. Și 2. 2 și 2. It's okay? With you? Can you take us there? Please. Okay, come on. Și am plecat cu un domn care vindea ceai. Wow. Come on, man, this is the TV show. I stay in the back with my friend, okay, with you, okay. And you drive încolo, ca șoferul nostru, ok? Ok, okay, thank you. Hai, uite. Uite, steagul nostru. Lâng, lâng. Yes. Am ajuns primele. Stop here. Asta a fost probă strict de forță. TV show. Yeah, from Vietnam, Laos, and now Cambodia, and after that, Thailand. If yes. If we made it, if we arrive here fast, we made it to Thailand. Look, the flag, the flag. Unde? Ah, ok. La la la. Baby, nu l-opri, nu l-opri. Aici, aici. Unde? În stânga, jos. Hello. Lasă-mă în pace, că-i spălat. Ce s-a întâmplat? Nimic. Ia-ți. Păi, de ce? Vica? Ce s-a întâmplat? Ce ați făcut? S-a supărat pe drumul. De nu ce? Nu niște vase pe acolo. Nu prea ne-am descurcat. Nu le-a cărat. Mea! A câta pereche credeți că sunteți ajuns aici? Da? Da. A doua, prima? Prima. Da? A, ele sunt. Sper. Ne-am descurcat super rapid, nu? S-ați pregătiți? Yes! Bine! Yes! Cât? 10.51. Cât? 10.51. Da? Bine, mă, ce înseamnă sprintul? De ce mă pupă-i cura asta pentru non-valoarele? Nu înțeleg. Ce tot sare la gâtul meu? Nu e supărată că ați luat-o făină înainte, oricum nu, nu, era supărată înainte, da. Normal, Doamne ferește. Când am ajuns acolo la feribot, lor a vrut să o felicite pe Vica. Nu să o felicite. Ai zis bine ei, nu știu ce, a spus, bravo. Am vrut să nu se supere că am făcut faza asta cu... A bombănit ceva, nu știu ce. Ei nu-i place aici și de-aia este așa supărată, ai înțeles? Nu-i place Cambodgia, nu-i place aici. Ei jec și... Sărăcie.
Și că e mizerie și praf și pusiciune. Eu nu vreau să fac această omuletă, nu vreau să mă... Poate să-și iau ăștia, de mai devaloare aia, valoroși. Vreau să-și iau ei, omuletă, fac cadou. Bombănea ceva acolo, că non-valor, că... Nu știu. Ia, că nu, că nu înțelegi, că nu știu, dar era supărată pe vase, cred că vasele cumva... Daniel a spus că era supărată pe vase. Da, nu rezonăm, nu suntem niciodată în aceeași lume a rezonanței. Eu am crescut de mic cu un sistem de valori, nu ne întâlnim nici măcar o secundă pe un drum, nu putem. De-aia nici nu mă supăr, de-aia eu vorbesc nu cu răutate, eu sunt zen, nu mă vezi? Fii atent, orice spui tu, ca să-ți spun un secret, nu vine nimeni să ia de tine, de pe mine, mie îmi fac faze, nu ție. Da? Deci te rog eu frumos, dacă ții la mine și mă respecti pe mine în această competiție, stai te rog puțin, eu... Că ai ceva aici, aici. O chestie green. Pe bune? Da, now I see it. Ia. Nu ce antipatic ești, cred că ți-au greșit aia încantația, jur. Da? Da, ți-au greșit-o, sigur, sigur. Unde te duci? Cosmos. Mă duc să mă zenific. S-a supărat Lora. N-am voie să zic chestii. Lorei nu-i plac cancanurile și de-aia. Nu suportă genul ăsta de... discuții. Pleacă feribotul. Doar cu primele două echipe ai ajuns. Ce? Nimeni? Pupitru nu numai că era gol, era prăfuit în ultimul hal, zici că ar fi stat acolo de trei sezoane încoace. Eu am ajuns la Pupitru și m-am uitat după Pupitru, m-am gândit că să fie ascuns Gina pe acolo, să facă mișto de noi. A, tocmai au plecat? Ah, super! Nu era Gina acolo, bineînțeles, pentru că ea plecase împreună cu celelalte două echipe care au ajuns înaintea noastră la amuletă. Ei. După cum știți, noi ne ajungem la amuletă. Încărașe, uite, Gina, să nu zici că nu ți-am adus nimic. This is for you. Să știi că arăți mult mai bine astăzi decât ai arătat ieri. Ești minunată. Hai să mergem. Simpaticilor, știți ce este acela un steag auriu? Nu. Dar unde e auriu, că nu văd? Steagul auriu poate fi obținut de echipa care câștigă amuleta. Ok. În următoarea etapă, atunci când veți întâlni o altă echipă, puteți frutura steagul auriu și cuplul respectiv trebuie să se oprească pentru 5 minute. Și mai mult de atât, trebuie să-și cheltuiască toți banii. A, cât în acel moment. 6 euro. Aceasta este amuleta de astăzi. Pă, nici nu intru în măcir la asta. Mă plimb, uite așa pe margine. Du-te vină. Ne bronzăm, fetiță. Aveți în față un sistem de irigații. De? Care de irigații? Durează de 2000 de ani. Dar, pentru că voi vă luptați și pentru 1000 de euro și pentru bonus, va trebui să faceți tot acest traseu, să desfaceți foara ca să eliberați acel sistem de irigații pe care va trebui să-l folosiți ca să umpleți bazinele. Trebuie să lucrați în echipă, dragii mei, așa cum o faceți de la început. Păi cu ce începem? Da, care e sistemul? O să începem din partea aceea, din partea dreapta noastră, numai că veți fi legați. Nu legați, nu. Asta era surpriza mea. Nu legați. Ba da. Ah, ce fain. Pentru că doar așa veți elibera sfoara. E tare.
Eu nu pot să fac orice. Îmi doresc, eu sunt o persoană competitivă, dar sunt anumite lucruri care, efectiv fizic și psihic, nu pot să fac. Atenție! Și... 3, 2, 1, start! Succes! Haide! Eu nu fac proba asta! Ah! Nu fac proba asta! Stai! E foarte tare pentru că e foarte răcoros la molu. Miroase un pic urât, dar în rest miroase puțin bombă. Urât. Ce faci, Vica? Nu fac așa ceva! Fac eu. Copilul meu se uită la televizor. Cum vrea să vadă pe mama lui. E la 42 de ani, îmbrăcată în costum de baie lângă crudusă, să merg capra. Eu știam că o să dezavantajez pe Daniela, dar și eu dacă aș fi fost acolo, eu aș fi fost penibilă. Daniela a fost frumoasă. Mă mănâncă viermii ăștia! Hai, Daniela! Păi, dar nu pot! Păi că mi-e scârbă de nomolul ăsta. Cu Daniela ne-am trecut. Ea a fost curajoasă la care a intrat. Uite, un păi așa. Nu contează, hai! Ia-l! Stai ușor. Hai sus! Trebuia să ne sincronizăm și să facem traseul sforii, care sforul era înodată și era dată peste toate chestiile astea de multe ori. Treci tu? Merge de sub. Ce trebuie să fac aici? De sub te bagi. Cum merge șnurul. Acum, printre ele. Aici? Da. Și acum? Hai, du-te jos de tot. Treci pe partea asaltă. Treci pe aici, hai. L-am și înodat la un moment dat, că nu mai știam care pe sub trebuie să treacă. E foarte complicat, mai ales când ai foarte mult nămol. Haide, bagă-te pe aici. Nu e bine. Ba da. Tu trebuie să vii pe aici. Genule, pe bune, bagă-te pe aici. Hai să terminăm, nu. Hai, urcă-te sus. Stai așa. Stai să vină și fratele tău. Acum deasupra. Cum dracu deasupra? A? Păi vezi cum merge ăsta. Mie mi se părea mai greu că nu înțeleg, știi, pe unde să mă bag, dar așa nu mi s-a părut greu. E bine. Și acum ce fac? Acum trebuie să sap pe sub aia. Poți să ajut pe ea? Păi trebuia să intri de la început. Cu picioarele, Daniela. Păi n-am forță. Stai calul negru. Hai, la unui piciorul bun pe care l-ai pus, trebuia să-l pui pe celălalt. Pune-l pe celălalt. Daniela, se pare că se descurcă și singură. Și acum trebuie să treci pe sub... Vezi cum treci. Da, Daniela se distra foarte tare. Daniela era... Stai așa că nu mai pot acum. Cred că de la căldură și efort nu mai puteam să mai respir, mi se pusese așa o gheară în piept. Nu e bine deloc ce faci, să știi că te grăbești, întoarce-te înapoi. Hai să continuăm așa. Păi n-ai cum. E de sincronizare, de cum să ne descurcăm. Du-te pe sus, fără, treci pe partea ailaltă. Laura, dacă are fundul, trece mai, trebuie să stai mai mult. Vezi să-mi te lovești. Hai, Laura, haideți, hai, Anuț! Și cum trebuie să... Hai, puta aia, dar hai să mă... Hai, intră și ajută! Și asta? Ce-i fac? Vezi că a căzut! Da, da, e ok. Păi eu am rămas legată! Dai jos ăsta! Stai, mă, așa! Nu contează! Păi, dar s-au rupt, frate! Hai! A venit și, nu știu cum o cheamă, fata aia blondă și a ajutat pe prima... Genul-i puțin. La a doua piscină. Că este ciudă că nu s-a întrecut cineva zis, care unii, să vrea să joace la fel ca el. Pentru unii contează doar destinația, pentru alții contează călătoria. Ne-am înodat acolo. Ne-am grăbit. Și da, noi suntem doi. Trebuie să le băgăm apă în asta. Ha? Hai. Hai, grijă. Hai, fetele. Haide.
Hai. Doamne! Eu consider că noi suntem mai echipa. Pentru că ce nu poate să fac, să facă ea, fac eu. Da. Și ce nu poate să fac eu, face ea. N-am vrut. Ești ok, Pica? I-am prins degetul. Aveți grijă, aveți grijă. Hai, Laura, hai, Anuț. Noi suntem doi, Gina, noi suntem doi. Dar vom ajunge. Vă dau vouă, amuleta, stai liniștită. Nu, 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 eu dau eu. N-avem nevoie. E vorba de fair play. Până la urmă a fost mai greu că am făcut așa singură și după aia m-a ajutat și am făcut înainte, lor care e problema. Nu numai că merită mamuleta. Nu am ce să le fac. Dacă așa s-a obișnuit. Gata, nu mai curat. Comenta. Nu mai comenta, te rog eu frumos. Stai să vin și fratele tău. Ești? Nu. E fut, bine. E fut. Bine, bine, bine. Bela, hai că mai e un pic. Stai așa. Și acum trebuie să o luăm cu spatele. Asta pe spate. Nu, 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 ia. Va. Stai, dacă te grăbești, mai cum. Sub căruță n-am descurcat cel mai bine, dacă noi suntem obișnuiți cu căruța. Și mă gândeam, Ribelu, să stau cu mașina. E bine că n-ai mult noroi în cap, în rest. Eu sper că este o mască foarte bună pentru articulații, acest nămol. Hai, Laura, hai, Anuț! Cheia. Deschide-ți lacătul. Dă-i cu viteză, dă-i cu forță. Nu mai pot. Ce forță. Hai, Anuț! De mie? De mie, de mie, lasă-mă cu Laura și eu nu sunt foarte competitivi, sunt determinat să câștige, să fac orice. Și până la urmă, bravo lor, este o competiție. Așa sunt oameni, ce nu Gina s-a acoperit la noi. Vezi că s-a optică... Stai în gură, fii atent la noi. O să vă rog să veniți lângă mine, să ieșiți de acolo. Laura și eu nu-ți continuați. Dar normal că merită mamuleta. Ea merită. Auzi, mamuleta. Amândouă merită mamuleta. Dacă nu erai să mă ajut cu apa, nu terminam înaintea lor. Dar normal că merită mamuleta. Hai, ne facem treaba până la capăt, baby. Fiecare echipă are regulile ei și e important ca oamenii din echipă să fie fericiți, să-și respecte regulile. Dacă primează regulile proprii mai mult decât regulile concursului, foarte okay. Bine, este alegerea fiecăruia, cum decide să se joace. Eu nu mai pot să respir, mi-e rău. Încă o văd. Și stop! Yes! O să vă rog să veniți și voi lângă mine. A fost greu. Te-am dorit mai mult, Victoria. Bravo, frate, bravo. Am pierdut, dar măcar suntem... Am pierdut cum ai pierdut tu cu... Nu contează. Ce să le faci la da, dar măcar e bine că ești îmbrăcat bine acum. Ești curat tot. Ia wow. Ceva. Văzându-l pe Genu atât de preocupat de acest moment, v-am văzut... De bucurie, el nu prea a avut copilărie în Dâmbovița, da. Unde a copilărit. Nu știu, el n-a avut noroi când era mic, nu s-o fi jucat, nu-mi dau seama care a fost treaba, dar era atât de fericit și atât de bucuros, cu noroi în ochi, în gură, pe cap, pe... Aia, că efectiv ne-a cuprins jale. Invidia. Ești supărat că n-ați ajuns? Da, deci... Eu vreau efectiv. Să mă bălăcesc, eu și cu porcușorul... De Guinea. Am vrut să ne porcușim. Ce zici, mă, ce bine că am venit. Ne distrăm pe aici prin ciocolată. Ne vedem imediat! Hidratați-vă și ne vedem imediat. Ok. Felicitări! Dă-ți pe față, Ah, ne bucurăm foarte tare. Eu nu mă pot opri de râs, mi s-a părut foarte tare. Cred că e primul joc de amuletă care la care eu, sincer, mă bucur cel mai tare. Că am participat, jur, mă bucur atât de mult, mă ofticam rău de tot. Dacă veneam aici și vedeam că nu joc asta, muream de necaz. A fost tare rău. Simpaticilor, dragii mei, s-au luptat pentru amuletă două echipe. Laura și Ionuț, Daniela și Vica. Nu, doar Daniela. Ei, și tu ai... Doar Daniela, bine spus. Laura și Ionuț au mers până la capăt. Deci ei câștigă oricum.
Bravo! Voi ați câștigat! Da? Da! E prima oară când bravo! Câștigăm. Nu pot să mă bucur, fiindcă am câștigat prin descalificare, dar... Nu, n-a fost descalificare. Mă bucur așa cum. N-a fost descalificare. E adevărat că Daniela a dus tot concursul. Dar era mult mai ușor să-l faci de una singură. Oricum, Daniela a dat dovadă de foarte mult curaj. Bravo, Daniela! Bravo! Și eu ce-am câștigat? Respectulos! Îți dă 250 de euro din așa. Îți dă, fratele. Este o amuletă de 1000 de euro. Dar am vorbit mai devreme despre steagul auriu. Opa, golden flag. Golden flag. Aoleu, cât a steguiu. Da, la 300 cărâm. Cum îl folosim? Până când se va termina această etapă, puteți să-l fluturați în fața oricărei echipe. Acea echipă va trebui să se oprească pentru 5 minute și să cheltuiască toți banii pe care i-are. Adică 6 euro. Wow. Okay. Care mai au 6 euro? Care păi ce ați făcut cu ei? I-am donat! 1000 de euro trebuie să plece la Laura și Ionuț. Bravo! Dar ce să-i luăm lui de dat? Nu! Felicitări! Cruduța, să-l porți cu și felicitări și ție, Daniela! Nu mă interesează chestia asta că au luat ei steagul galben, albastru, au voie să oprească echipe. Nici nu mai m-a interesat, m-a interesat să câștig eu. Daniela, ai salvat onoarea echipei. Asta e acum. Trebuie să știi să și pierzi în viață. Dar cursa nu s-a terminat. O să plecați la 2 minute în ordinea sosirii. Laura și Ionuț. Asta e mișto de... Nu puteți mai primele am fi. Cărora ne-ar flutura steagul, îți dai seama. Scuză-mă. Mie deja mi-a dat cu steagul. 3, 2, 1, start! Mulțumim. Succes! Mulțumim! Am pupat copii! Pa, drum bun, aveți grijă de voi! Să ții noroiul din urechi! Da! De la Rusiceară urmează 90 de kilometri către Kampung Cham. Drumul de Cambodgia nu este mereu asfaltat și îți scoate în cale sate în care viața are niște coordonate aparte. Rustic. Cum arată locul? Este... Rustic. Rustic. Și mergem să găsim, nu știu, mașină? Daniela, Vica, sunteți pregătite? Numai așa o să țin mâna din mașină, ca să mă fluture, ca să nu facă ei de la... și tu. 3, 2, 1, start! Succes, fetelor! Pa, fete! Hai, bine! Păi mergem, ne îngrăbim, oricum mergem în direcția opusă. Trebuie să vină o mașină. N-ai zis tu că vrei să mergem în direcția asta? Da. Start, fetelor! Succes și vouă! Pa, pa! Succes, aveți grijă de voi, vezi că s-a destrăbălat ăla. Ce? Să fiți cu minți! Ceva. Să fiți cu minți! Pa! Abia am târât picioarele. Deci, uite ce pământ e pe aici, nu e asfalt. Finalul acestei etape va fi în Kampong Cham. Kampong Cham, 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 Cham. Andrei, Liviu, sunteți pregătiți? Există altă variantă? Nu. Nu. Hai. V-am mai zis. Vrei, nu vrei, trebuie să fii pregătit la... 3, 2, 1, start. Succes și vouă. În ce parte? În partea aceea. A, în partea aceea. Vino, dragă. În cealaltă parte. În cealaltă sunt. Bețivule, bău ca porcu, mișcă-te. Asta e expres, continuă. Cercar? Vergoing, Ior? Au, dar n-am loc aici. Mi-am dat seama că o să fie foarte greu. Ce vorbim, nene, să alerg cu ghiozdanul ăla în spate de la 5 dimineața până noaptea? Cum dracu, e cel mai greu lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Eu zic să căutăm de acazare direct aici. Cine nu oprește? Uite acolo, la casa asta, acolo. Cu ce am greșit eu pe lumea asta? Să mi se întâmplă? Ce am făcut eu așa rău? Îmi spăl păcatele acum. Deci nu înțeleg, adică ce am putut să păcătuiesc eu? Am păcătuit că a fost păcătoasă, da. Da, așa rău. Se morzu. Deci aici ești parda. Te-a lăsat în orezărie. Ce să faci aici? Nici avioane nu trec pe aici, observi? E prima zi în care suntem în Cambodgia și... Mi se pare mare sărăcie. Sărăcie... Deci mai mare sărăcie, că aici n-am văzut nici pe planetă. Mare praf.
Uite, stăm aici pe scaunele astea și când e ceva să... Păi nu mă stăm pe iarbă, ce stăm pe scaune? Să mă întingi cu spatele. Stai pe iarbă tu, măi. Și e mare deranj. E deranj mare, mucava și gură. Mai ales că e a treia săptămână pentru noi, suntem obosiți. Mi-e și pe nas și Asia și Express și tot mi-ești. Și ciuciunghezii ăștia și cambonigenii și tot, mi-ești tot. 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 Nu mai suport Asia. Nu mai suport Asia. Comparativ cu Laos, Cambodgia este mai rurală. Deci n-au pereți, n-au uși, dar au acoperiș gogule cu moțunachii. Observați? 2014. În 2014 s-a făcut baraca aia. Aia din 2016, aia e mult mai altceva. Hai să vedem ce e după colț și venim înapoi. Hai să vedem ce e după colț și venim. Să moară, frate. Să moară viața mea. Asta e singura șansă. Please, 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 please. Era cum mă transpate... asta nu mai găsim noi. Bum! Era cum mă transpate bombă nucleară, ești nebun? Stai, baby, unde te grăbești așa? Cum adică unde? Vrei să o înainte? Păi sunt toți oamenii acolo, oricum. Dar nu știu, mai... se pare că ești foarte lent. Păi stai aici, că acolo sunt deja trei echipe, unde te duci? Laura cu Gheru zici că e mormântare, uite pe la cu steagul ăla cum arată cu laurii ăștia. Baby, pe bune, hai să mergem. Unde? Vrei să stai să te bați pe mașini? Vin... Ce ai? Hei, calmează-te un pic, uiți niște lucruri și... Ce? Vrei să te duci acolo să te bați pe mașini? Ce ai? Hello, we go to Long. 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 Can you take us? Okay. No, we cannot. With the car. With your car? With your car? No. With the car. Hai la ăla în spate. Hai. Hello. Ah, n-avem loc aici. Uită-mă cum a ieșit el. Vino coace, vino coace, vino coace, nu fi nebun. Băi, vino coa, băi, te pui în fața lui, n-avem altă variantă. Poate nu mai lasă să plece mașinile, stai. Mister, please, 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 we want to go with you there. Yeah, please. Uite, opri mașina aia galbenă. Pleacă toată lumea și tu ești așa. Păi am hotărât să venim în coace, nu? Ce ai? Nu, tu ai hotărât hai, să vin coace. Babe. Unghiuță, zi-ne unghiuță. Două ceolung, ăsta e. Please, mister, please. Thank you, thank you. Thank ok, thank you, thank you. Ține-l acolo, că mă duc să-mi iau ăla. Uite, au luat, au plecat. Baby, pe bune? Da, mă gândesc ce vrei. Păi hai să mergem acolo. Ce e? Ies la fel de pe taie, că e gros. Scoate-ne din... Păpușoi. Scoate-ne din boscheți. Și pe noi de ce nu ne-a luat? Erai prea sex pentru ei. Toată lumea o să plece. Uite câte mașini vin de acolo. Uite câte mașini vin de acolo. You, there, there, there. Acolo, intersecție. În intersecție sunt și alte echipe. Eu nu vreau și să stau vrei? Cu alte echipe să mă bat pe mașini. Dacă vrei tu, te rog frumos, nu ne batem cu nimeni. Păi... Hai, hai. Dar ce vrei să faci? Să mergem acolo. Acolo? De ce să mergi acolo? Să te bați cu alți oameni? Vrei să creezi controverse? Nu. E foarte greu să obții ceva când ești extraordinar de obosit. Și aici contează foarte mult energia. Energia pozitivă, limbajul non-verbal. Mamă, ce praf! Nici nu mai poți, jur. Mie îmi zici... Am simțit că gata. Zic că aici se termină pământul. Deci aici se opri lumea, timpul stă în loc. Nu știu dacă mai rezist aici încă 7 zile. Ah. Uite ce-i pe mine, mai mă suport. Tot de praf am și în stomac. Dar Laura cu Ghen unde sunt? Ei s-au dus în partea cealaltă, în față. Unde? Acolo? Ca să ne ia mașinile, Ghen. Ah, wow. Dar care mașini e întrebare? Ia și pleacă mai departe, dar nicio mașină. Atât de frumos drumul, atât de liniștitor. Spusesem cu ceva vreme înainte că vrem să ne oprim și vrem să culegem noi o nucă de cocos, două dacă se poate, să bem și noi nucă de cocos, să mâncăm. Și am găsit un cocotier exact la stradă. Can you come a little bit?
Hai mă, ce drăguț e nenea. Și l-am rugat frumos dacă putem să luăm nușele de cocos. Le-am luat, mă. Which one? This? Coco. One? This? For us? This? This? Hai mă, nu cred. După care a venit el și ne-a tăiat săracul. Era bătrânel. Asta este cea mai frumoasă experiență din Asia Express, jur. Hey. Când am băut prima gură din nuca de cocos, lucru pe care nu l-am făcut niciodată până acum și mai ales să stau eu să culeg nuca de cocos din bucătier, a fost superb. E bun. Wow! Thank you so much! Thank you! Thank you! Vezi, încă o parte mișto la Asia Express. Superb! A fost experiența aia de care... După care am... Aduce aminte toată viața. Am savurat nuca de cocos alături de Raluca într-un mediu din ăsta super romantic. Boss, uite orezul cum se face. E deasupra, nu e în pământ. Nu? Știi? Păi da, că n-avea cum să fie acolo. Oh! Uite-l. Vezi? Un spic de orez, cam așa. N-ai mă cum să caută niște așa, deci noi dacă povestim la unii, la unul nu o să ne creadă. Nu o să ne creadă, dacă să se spun cum am călătorit, nu o să mă creadă nimeni, nici nebun. Încă o bucată de lemn. E greu tare să n-ai bani, e greu tare să nu mănânci, e greu tare să n-ai unde să dormi, e greu tare... Să n-ai cu ce să mergi. There is? Yeah. There, no? Yeah? Ok, thank you. Las-o așa, că aici... Thank you. Ne-am trezit într-un praf de nedescris, într-un sătuleț uitat de lume așa și foarte rustic. Uite-l-mă pe la mine, mă, că ești gura lui. Că ești ciucul lui să-i mănânc. Bă! Bă! Hello! Hi! Deci aici seamănă în urmă cu 1000 de ani. Lejer. 1000 de ani e puțin, Gogu. Lejerau. Aștia-s lipiți de sărăcie, frate. De-ai seama că nu sunt tot niciodată. Mamă, ce-mi place că ești pozitiv. Hai să, dacă vrei, dacă nu vrei să stăm pe loc, hai să mergem într-o direcție, oricare ar fi. Mi se pare competiție foarte grea. Mi se pare țara cea mai grea. Următorul sat este... Vrum. Veniți în mașina noastră! Sunt prea multe mașini acolo, să știți. Suntem tuk-tuk! Sunt foarte multe mașini acolo. Nu te poți hotărâi. Deci n-am putut să mă ne hotărâm. Concursul este în toi și știam că o să întâmple lucrul ăsta. O să fie călcarea pe capete și acum o să vede cine dorește foarte mult și cine este determinat și face orice să ajungă până în finală. Lasă-mă încet! N-are numere. N-are. Hello! Eu. Hello, unde my friend! Unde ce trebuie să întrebi? We need a little help! Hello! Pam, cau, we need a little help to go that way. Ce nu mai pot? Nicio. Okay. Ok! Oh! It's far? Oh, oh God! Da, am rămas în drum, prăfuite, după ce că eram înomolită, m-a ieșit prăfuită și... Fai de mine, nici nu mi-am imaginat vreodată. Și că o să trec până așa ceva. Doamne, ce picioare am. Incredibil. Și nici o mașină, timp de vreo oră jumate, două ore, cât am stat acolo, n-a trecut 3-4 mașini. Și în Sahara, cred că e mai puțin praf. Vai, săraci, vine mașina, scoate harta. Hai.
Competition! Go, go! Lin, 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 lin! Lin, lin! Hello! Stop, 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 stop! Oh. Sunt mulți! Ah! Laura cu genul! Ok, ok! Cine să fie, cine să fie? Dragilor, cursa se oprește. Cursa se oprește acum. Nu cred. Pe bune? Cum? Mai spune o dată, Ginuța, te rog. Cursa se oprește acum. Trebuie să vă găsiți un loc unde să noptați. Vă pup, Gina. Cursa se oprește acum. Atât mi-am dorit să ajung lângă voi. Frații mei, pentru voi am tras, mă crezi? Ce faceți, mă, copii? Așa mă bucur că pot să vorbesc cu voi. Hai să ne luăm dinți. Și iată cum trebuie să mergem să ne căutăm cazare. Partea bună era că eram fix în zona în care aveam doar case suspendate. De fapt nu sunt în copac, sunt case suspendate. Statele cambogiene de pe malul Mekongului sunt toate ridicate pe piloni. Și asta face bine și când afară este caniculă, pentru că jos ai umbră și ventilație, dar și când apele dau pe afară, pentru că așa scap de inundație. Is it good to be it okay? O podea făcută numai din fâșii de bambus, care te face să crezi că o să cazi la un moment dat. Dar it's good, huh? It's good. Bambu, huh? Foarte rigidă. Bambus, bambu, din bambus. Yes, so it's a family with how many persons live here in such a place? Let's go. Come on, come on. Four? Yeah. Like two adults and two kids? Yeah. Come on, let's see. And that is the kitchen, huh? Kitchen? Yeah, trebuie mai dână. Trebuie mai. Okay. Look, uite și o baterie. This is for electricity? Yeah. Battery? But it's not an electrified village? You don't have lines for electrician? No. No? Deci nu mai pot. Cambodgia vieții. Dar nu toată lumea e pregătită să reziste într-o astfel de atmosferă peste noapte. Faptul că eu nu pot să dorm aici în casele astea pe mine mă doare foarte tare și nu e niciun fel de figur, nu fac figuri, nu fac fițe, nu, pur și simplu nu pot să stau în condițiile astea. Pur și simplu, nu știu, m-a luat panică. Cu riscul de a încălca regulile, Vica ia decizia să se întoarcă cu Daniela cu feribotul într-o zonă mai aproape de civilizație, de asfalt și poate duș cu apă caldă. Eu mă așteptam ca Vica să clacheze la un moment dat. Eu i-am spus, eu am clacat din prima zi a doua. De când am venit pe aici, în Vietnam, și m-am spălat cu apă rece la cap, minus 5 grade în cameră, eu atunci am clacat pentru că nu mai puteam. Când ești așa de departe și îți lipsesc atâtea aici, n-ai nimic, mă așteptam să clacheze la un moment dat, să-i pună capac și ei. Unde dormim aici, mă, că ți-ai jucat? Unde dormim aici? Pe patrul ăsta, deci. Pe prisp. Wow! Hello! Hello! Vrei să dormim aici, Ana? Hai să ne mai uităm pe aici, după aia vedem. Wow. Și atunci ea își alege din multitudinea caselor suspendate, care ți se pare mai ok. Hello! Vrei să întrebăm pe tanti? O bătrânică tare simpatică. Can we? It's okay? It's okay to sleep here with you? Sleep. Thank you so much. Thank you, thank you. Când vreodată am rupt eu o banană dintr-un copac de ăsta? Banană verde. E albă. Nu mai visez la vreo minune. Mă mulțumesc cu un colț de pâine. Junglă, tati, junglă. Hello!
hotel? Ia-mi treaba unul de hotel, că e greu să dormim pe aici, frățioare. Nu prea cred eu că există hotel. Ai, din ce în ce mai rău. Uite, un acoperire mai tare. Uite, fetiță, se spală ăla aici, ești nebună la cap. Ceva mai rău eu n-am văzut. Adică și chiar dacă am văzut documentare la televizor, parcă nu venea să cred. Și acum când văd cu ochii mei, tot mi se pare că sunt într-un vis urât, de jur. Cum să le zici tu, please, no money, când ei săracii n-au nimic. Și înăuntru este boschetă. Hello! 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 Hai, mă, mai încolo un pic, și stăm degeaba, hai, găsim o casă, intrăm în ea și... Dar satul, na, sau ce era ăla, era plin de praf, mizerie, cum n-am văzut, adică praful ăla, n-am văzut în viața mea, n-am crezut că cineva poate trăi în asemenea condiții. Sunt curios, Vica, dacă își găsește ea hotel. Hotel? Hotel? Hotel, nu? Hotel? Here? Hotel. Chiar nu mi-am imaginat că există. Mi-e milă, îmi pare rău și așa, dar... Doamne, de ce groaznic. Wow. Yes, here? Here? Perfect, perfect. Wow, cât de tare e. Wow, ce frumos, nu pot să cred. Cum se vede prin podea. Wow, se vede jos. Prin podea. Ne-a arătat casa. Ne-a arătat și unde vom face duș. Exact, pe cumva verandă. Pe... Da, cumva în spatele curții, dar la etaj, în aer liber. Eram exact la stradă, da. Doar că nu treceau mașini. Ne-am spălat fix în văzul lumii la Ligian, dar aveam costumele de baie. Pe noi era ca și cum am face baie la o piscină. E sau... foarte cald, aici nu mai e o problemă. Uite, nu-ți torn în cap. Era apă din Mekong, mirosea pește. Crezi că era? Da, cum? Și era așa, tulburi, știi? Tulbure. Era o apă foarte curată, dar noi ne-am făcut treaba cu ea, ne-am spălat foarte bine. Hello! Haide, hai să... We need to sleep. We need somewhere to eu sleep. Eu nu m-am ilogez de asta. Nici pentru nimic eu nu dăm. No? Nu, 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 nu vrea să dormim aici. Singurul meu confort în acest concurs este somnul. Poate eu nebunesc aici, ce nu poți să te plăște? Eu știu că poate multă lume o să zică, dar ai știut unde mergi și cum. Și da, eu am știut unde plec, dar am crezut că în toate orașelele astea tot o să găsesc măcar, nu știu, un guest house unde pot să dorm liniștită câteva ore. Geamă la mâncărime și nu mai pot de praf și de toate. Hello, hello, hello. We are so tired. We walk. You speak. You have a room? You have a room for us? Okay. One room. Okay. Thank you. O familie chiar dacă săracă, ne-au poftit în casa lor, ne-au lăsat să dormim în camera lor, chiar dacă camera nu era prea îngrijită și prea, adică nu era deloc. Dar acolo aveai un pat unde să poți dormi, ca să nu dormi sub cerul liber. Wow. Nu mai plec de aici. Uite, uite acoperiș. E foarte frumos. Este o senzație. Hop! Și ne-am jucat. Am sărit și eu, am mai sărit un copil. Băiat a fost mai tupeist așa și a ieșit din mulțime. Restul sunt ușor speriați, știi, li se pare ceva ciudat. Și nu prea au vrut să se joace, au fost așa... Dar se uitau la noi. Hai, mă, săraci, mă! Mamă, ce pe mâini! Vai, nu cred! Mamă, mamă! Mamă, busani! Și dai și cu de-asta. Nu, dar degețelul. E bun ăsta că e dezinfectant și pe mine mă ustură acolo unde m-am. Jesus! E praf, baby, nu e altceva. Și tot este, uite. Vai, nu cred. Ăștia mă iau să leagă-ne la gunoaie, mai în gunoaie să leagă-ne. Aia dormi în gunoaie, frate. Așa sunt oameni din ăștia chinuiți. Deci mie mi-e rău, nu mai pot.
deci e greu totul, adică deci de la traseu și de la tot ce se întâmplă aici, că eu n-am obișnuită cu toate misiunile pe care le-am avut eu de-a lungul anilor. Chestia asta mi-a pus capac. Gândiți-vă că noi baia nu avem. Noi facem nevoile pe unde ne apucăm. Pentru băieții e mult mai ușor, pentru femeile e greu. Și nu vreți să vedeți care sunt CVC-urile sunt aici. Disco party. Bă, nene, nu se uită cum trebuie, stau aici, bun. Să tragem o peție. Beau, beau, beau. 3, 2, 1.